Vă mai aduceți aminte de când erați voi bebeluși? Nu! Cine are amintiri de atunci, de când era bebeluș? Ce făceai tu când erai bebeluș? Dormeai, altceva. Spune tu. Plângeai, altceva. Spune tu. Nu lapte. Beai lapte? Lapte gol, nu? Bun, altceva. Te jucai? Zi tu ce amintiri ai? Plângeam foarte mult. Foarte mult și foarte tare. Cine mai are amintiri? Ia. Vomitam. Wow. Ce, mai are cineva amintiri de pe aici? Da. Tu ce amintiri ai? Eu am. Ce făceai? Bun, mai vorbim după spectacol. Tu ce amintiri ai? E bine, este și asta o amintire. Avem acolo un bebeluș care abia așteaptă să vină în fața voastră. Chemăm bebelușul, să vedem dacă doarme, dacă s-a trezit, nu știu, e cam schimbător. Să-l îngrijești bine. I-a spus să nu-l aducă, mi-a zis că are el grijă, da? Haideți să facem, adică prima dată îl strigăm și pe urmă facem liniște să nu-l trezim, da? Îl ajutăm un pic pe Soso, că el îl îngrijește, i-am spus. Haideți să strigăm așa. Soso, vină cu bebelușul, da? Puteți striga? Hai să vedem. 1, 2, 3 și... Bravo! Rămân și eu aici să văd cum îl îngrijește. Să nu treceți de frânghie, da? O să stau aici lângă voi? Așa. Hai să vedem. Foarte bine!
ușor, pune-l frumușel, frumos. Nu, tu trebuie să scrii. Tu l-ai adus, tu ai zis că le îngrijește, rog să-l pui la loc, da? Ușurel, cu grijă. Încet, încet, încet. La revedere! Ha. Du-te, du-te cu el de aici, la revedere. Ciao. Aoleu. Merită aplauze sau nu? Aplauda. Așa se îngrijesc copiii! Așa se îngrijesc! Stai! Promit că data viitoare o să mă antrenez. Încă nu am antrenamentul necesar, dar stai și o să fie bine. Da? Dar bebelușe, mulțumit, dar acum mi-a arătat ok. De bune, din cărucior mi-a arătat ok, deci a fost bine. Bine, hai să continuăm spectacolul, discutăm. Discutăm acasă. Of, of, of. Voi cum l-ați fi îngrijit? Cine știe? Voi știți să-l îngrijiți mai bine, nu-i așa? Ce trebuia să facă prima dată? Hai, piratule, spune. Ce n-a făcut bine? Știe cineva? Sau voi ați vrea să fiți îngrijiți așa cum a fost bebelușul? Ați vrea? Nu! Ar fi trebuit să ia laptele copilului. Exact, și mai repede, să nu-l lase să aștepte atâta. Spune! Să-i schimbe scutecul. Bravo, să-i schimbe scutecul. Ia uitați-vă la cât de micuț și cum știe. Să-i cânte. Să-i cânte, auziți? O să înveți un cântecel de leagăn pentru bebeluș, da? Foarte bine, domnișoara. Să leagăne. Să lege-ne, da, așa se îngrijesc copiii. Data viitoare, promit că o să am grijă să învețe, da? O să stau lângă el și o să-l pun să exerseze. Cu ce ocazie sunt ouăle? De Paști. Cu ce ocazie? De Paști. De Paști, foarte frumos. În fiecare an de Paști, toată lumea vopsește ouă roșii, pentru că ele sunt un simbol foarte important, da? Este o sărbătoare creștină, poate cea mai importantă sărbătoare anului. Dar, împreună cu ouăle roșii și cu toate tradițiile care există, mai este un lucru care vine de Paști ca să bucure pe copii. Cine este? Cine? Iepurașul! Exact, iepurașul! Este un iepuraș simpatic, drăguț. S-a trezit? S-a trezit! Și cu noi vine un iepuraș. S-a trezit că n-o să vă placă de el! N-o să vă placă de iepurașul acesta. Iar e supărat. Da, e nervos, e supărat. Sper ca voi să-l împăcați, să devină iarăși un iepuraș bun. De atâtea ori îi spun să fie cu minte, măcar în ziua de Paști. Hai să vedem, poate că totuși îi dăm drumul. Haideți să-l cunoaștem, da? Haideți! Liniște! Dragi copii, vă rog să ascultați o poveste, să n-o uitați, să vedem că e bine sau rău, cum se poartă prietenul meu. Eu nu mai știu ce să fac, cum să-i spun, să devină un iepure bun. Împreună să vedem, să vedem, să vedem dacă e adevărat, să vedem, să vedem dacă nu s-a schimbat. Da-da, nu, da-da, nu, da-da, nu. Cine eu, aș vrea voi să știți, să puteți să mă feriți. Ai grijă, iepurașule! Mos și nu voi nic, nu mă tem chiar de nimic. Și mă bat pe tot dacă o să-ți fie rușine, iepurașule! Ceva, spuneți voi dacă nu sunt frumos. Spuneți voi dacă nu-ți fie oros. Ba nu, ba da, ba nu, ba da, ba nu, ba da, ba da, nu, ba da, nu, iepurașule! Unii spun că eu sunt golan, că am palma ca un ciocan. Vorbește frumos, iepurașule! Nu-s golan și nici idiot.
frumos și e constructiv. Sunt un iepure super activ. Tu pe cei din jur îi rănești, dar mai bine ar fi ca tu să iubești. Vreau să știi, mama, că e reușit. Vreau să știi, toți copii te vor iubi. Să știi. Naci, Donia, dacă mergi, Donia. Eu pe nimeni n-am vrut să rănesc. Dar copii nu mă iubesc. Tu, prieten, te vrei să-ți găsești. Vreau, tu, prieten, dacă vrei să-ți găsești purașul. Ce trebuie să fac? Trebuie să înveți să iubești. Da? Mulți prieteni îți vei găsi acum. Adevărat? Da. Tot copiii vor fi prietenii tăi. Ce bine! Nu-i așa? Dar trebuie să se poate bine! Auzi, e bună așa? Să fii cu minte! Să fii cu minte! Dacă se poartă frumos, voi sunteți prietenii lui, nu-i așa? Răutăcios, pentru că el nu știu de ce vrea să se lupte cu toată lumea, dar ce-am auzit? Ce-am auzit? Acolo? Hai, deschid! Ce ziceți? Ne bucurăm puțin împreună pentru faptul că ne-am cunoscut și ne-am distrat astăzi împreună aici? Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult, ați fost un public minunat, și copiii, și adulții, și toată lumea. Mulțumim foarte mult Casei de Cultură Curtici, că ne-a invitat aici în mijlocul dumneavoastră, ne-am simțit foarte bine. Și zic să mai cântăm, să mai dansăm puțin, ce zici? Mă ajutați? Haideți, dar de data asta dansăm împreună, da? Puteți să veniți și mai încoace de frânghie. Îi dăm drumul! Haideți! Mă ajutați, da? E simplu! Dansăm împreună! Toată lumea! 1, 2, 3, am venit la voi! Mulți prieteni am adus cu noi! Au venit, știau că îi aștepta. Și sunt fericit când voi aplaudați. Haideți! Voi aplaudați. Foarte bine! Voi suntem cei mai fericiți când voi aplaudați. Viața e frumoasă, haideți să o trăim. De copilărie nu ne despărțim. Lumea cu povește, lume fără noi, unde întâlnim doar zâmbete și flori. Haideți să dansăm! Doar zâmbete și flori. Bravo! Voi copii sunteți desigur, dar zâmbet și flori. Noi aici la grădiniță nu suntem, gălăgie putem face azi câtă vrem. Hai! Mâinile sus cu toții ridicăm și când putem de tare acum cu tot. Știau că-i așteptați și sunt fericiți când voi aplaudați. Asta! Când voi aplaudați. Foarte bine! Noi suntem cei mai fericiți când voi aplaudați. Noi aici acum la școală nu suntem, călăgie putem face. Hai, mâinile sus cu toții ridicăm și când putem.
Vreau să ne salutăm așa cum ne-am salutat ca și la început, ca între prieteni. Eu zic că deja suntem prieteni, da? Bun. Vă urăm sărbători frumoase, cu multă căldură în familie, multă lumină în suflete și simplul și prietenescul ceau! Ok, încă o dată și mai tare. Ceau!